peste 1700 de kilometri pentru biciclete. Da, ați auzit bine. Este vorba despre un proiect care va lua naștere în vestul țării. Drumul pentru biciclete va traversa 4 județe și va face legătura între mai multe obiective turistice. Mai multe detalii despre acest proiect inedit are colega mea, Iulia Dumitrașcu. Bună, Iulia, când se va circula pe pistă? Bună ziua și bun găsit tuturor! Autoritățile spun că traseul cicloturistic va fi gata într-un an și jumătate. Prin proiectul cu bicicleta prin vest, județul Timiș va avea o rețea de 470 de kilometri de piste de biciclete, cea mai mare practic din țara noastră. Pista lungă de 1729 de kilometri va traversa 4 județe, Caraseverin, Timiș, Arad și Hunedoara. Traseele urmează să fie amenajate pe digurile de protecție ale cursurilor de ape, în zonele protejate, dar și pe drumurile publice cu trafic intens, asta pentru a pune în valoare peisajul și specificul cultural al fiecărei zone. Suma alocată, și nu este una deloc mică, 140 de milioane de euro, este cea mai mare, practic, alocată, oferită pentru un astfel de proiect ce vizează infrastructura velo. Momentan acestea au fost informațiile, la revedere! Mulțumesc, Iulia! Vă propun acum să vorbim puțin despre sarcinile împărțite acasă. Românii una spun și alta fac. O demonstrează un studiu recent. Deși cei mai mulți bărbați cred că povara curățeniei și a gătitului ar trebui împărțită, prea puțin se și apucă de treabă. Cum rezolvă românii această problemă? Vedem acum. N-ai soțul, că nu mă ajută. Nu! Cum vă descurcăți? Păi, mai țin, mai urlu și ne descurcăm. Da, mai spăl un vas, mai întind o rufă, vorba aia. Și, da, un aspirator, dacă mă roagă, o ajut, dacă nu, văd ale mele. Cam așa s-ar descrie viața în cuplu, iar studiile confirmă acest lucru. Doar 27% dintre români își împart treburile în casă. Când vine vorba de gătit, în mare parte femeia se ocupă de asta. Însă, la curățenie, mai pune și partenerul osul la treabă. Fie că vrea, fie că trebuie. Când suntem acasă, în general, eu dau cu aspiratorul, ea face mâncare, ea spală, eu mai spăl un vas, adică da, trebuie să fie înțelegere și de o parte și de cealaltă. Cifrele oficiale arată că femeile petrec timp în bucătărie în proporție de 53% față de bărbați, care ating doar 5%. Însă, în cazul familiilor cu copii, sarcinile trebuie împărțite pentru ca cele 24 de ore dintr-o zi să le ajungă partenerilor pentru tot ce au de făcut. Este și cazul acestui cuplu din capitală. Elena și Valentin sunt o echipă chiar și în bucătărie. Mai ai spălat? Mai spăl și eu un pic. Se fac astea și foarte bine. După aia astea, dacă nu mai mănâncă copiii, să le aruncăm. Da, se dă cu aspiratorul după aia și plecăm. Cei doi sunt părinții a două fiice, una de 2 ani, alta de 6. Câtă vreme Valentin spală vasele, Elena dă cu aspiratorul, iar fetițele ajută și ele la curățenie. Eu șterg praful. De ce îți place să faci asta? Pentru că e un lucru bun. De dimineață până seara noi suntem ocupați. Nici măcar n-avem timp să respirăm prea bine. Cu doi copii ce să faci mai repede? Mara, dar tu ajuți pe mami la curățenie? O ajuți în casă? Da. Sarcinile împărțite în casă sunt esențiale. Curățenia e făcută în 3-4 ore, iar dezordinea în doar câteva clipe. Statisticile arată că 72% dintre românii care locuiesc la oraș consideră că sarcinile în casă trebuie împărțite în mod egal, dar de la a crede la a face e diferență de aproape 50%. Mai mult, 43% dintre românii petrec între 5 și 7 ore pe săptămână în bucătărie, echivalentul unei zile la birou. Stresul, un ritm agitat al vieții și statul pe telefon înainte de culcare sunt câteva dintre motivele pentru care tot mai mulți oameni au probleme cu somnul. Lipsa odihnei de calitate duce de cele mai multe ori la depresie și anxietate, ba chiar ne împiedică să ne desfășurăm activitățile de zi cu zi. Soluții există, din fericire, chiar fără a fi nevoit să recurgem la medicamente. Haideți să mutăm aparatul poligraf. Aveți o centură toracică. Centura cu aparatul o să fie montată peste bluza dumneavoastră. Domnul Constantin a decis să vină într-un centru de monitorizare a somnului după ce a constatat că nu mai doarme așa cum trebuie. Fiul său a fost cel care l-a convins să meargă la analize. A venit în camera unde dormeam eu și a sesizat el că aș putea suferi de acne în somn. Investigația constă în
măsurarea pe perioada somnului a activității creierului sau organismului meu cu un aparat special. Cele mai frecvente tulburări de somn sunt insomnia și apnea în somn. Pacienții sunt întâi evaluați de un medic, care decide ce fel de investigații sunt potrivite pentru fiecare patologie în parte. Sunt două tipuri de investigații, de fapt. Sunt investigații care pot fi făcute la domiciliul pacientului, în care pacientul pleacă cu un dispozitiv de monitorizare pe care îl va purta în timpul somnului, și cu investigații care se fac în clinică, investigații în care pacientul trebuie să doarmă aici în clinică și unde va fi monitorizat aici. Mulți pacienți aleg varianta de a rămâne o noapte la clinică pentru că evaluarea simptomelor este mai precisă. O registrare de somn presupune monitorizarea mai multor parametri în mod simultan. Ce vedem aici? În primul rând, pacientul este monitorizat video și audio în această fereastră, iar în partea de sus sunt undele cerebrale. Aici avem activitatea musculară, aici se vede când pacientul mișcă picioarele, aici avem sfărăitul, aici avem respirația, aici avem nivelul de oxigen din sânge, iar aici avem diverse alte variabile, cum ar fi poziția corpului. Tinerii sunt cei mai afectați de tulburările de somn. Cei mai mulți dintre aceștia recunosc faptul că dorm 4-5 ore pe noapte, principala cauză fiind stresul de la serviciu sau facultate. Câte ore dorm pe noapte? 5 ore. E cam puțin. Da. Sunt cu facultatea și trebuie să stau mult să citesc și asta mă ocupă foarte mult timp. Da, ai probleme cu somnul din cauza asta? Da. Așa se ajunge la practici deloc sănătoase pentru organism. Eu nu dorm. Adică acum dorm că iau pastile, dar în rest nu prea. Până acum nu dormeam. Ți le-a prescris? Nu, le-am luat eu. Ți le-a luat tu? Da. Și crezi că-ți fac bine? Nu știu, vedem. Somnul pierdut și pierdut pe consecutiv mai mult timp o să ducă automat la o afectare fie fizică, fie psihică. Deci scopul nu este să ne învățăm cu o tulburare de somn, scopul este să cerem ajutorul atunci când avem această tulburare. Un organism odihnit este mai puternic și se poate apăra împotriva infecțiilor și răcelilor. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă 10-11 ore de somn pe noapte la copii, 8-9 ore de somn pe noapte la adolescenți și 7-9 ore de somn pe noapte la adult. Pentru știrile Canal D, Andra Ionescu și Andrei Carusu. În minutele următoare ne întoarcem la tradiții și ne bucurăm de istoria frumoasă a României. Ghidul nostru este Maria Aftincă, e recunoscută în toată țara pentru colecția impresionantă de obiecte populare. Tanti Măriuța și-a deschis sufletul în fața noastră într-un interviu sincer despre viață și greutățile acesteia. Tanti Măriuța este omul care iubește tradițiile mai presus de orice. Născută în Bucovina, artista își dorește cu ardoare să poată transmite mai departe obiceiurile populare, meșteșugurile și tradițiile specifice zonei. Maria Aftincă cântă, coase, țese la război, scrie poezii, este mama de 3 băieți, 3 nepoți, da? Da. Dar o fată? O fată nu poate să fie, deși m-am fi dorit ca să ducă ea tradiția mai departe. Îndrăgostită de tot ceea ce este autentic românesc, Maria Aftincăi a încercat să-și trăiască viața astfel încât să lase ceva în urma ei. Acum, la o vârstă destul de înaintată, se poate mândri cu propriul muzeu popular, care conține obiecte vechi și veșminte tradiționale, peste 1000 de costume și mult mai multe obiecte. Și nu vrea să se oprească aici. 10.000 de obiecte, asta nu înseamnă că sunt costume sau lucruri mari. Începând de la timbri filaterice până la cărți și multe obiecte, andrele, astea sunt socotite. Multe obiecte vechi, tablouri, goblenuri, astea înseamnă atâta număr. Toate sunt adunate în ani cu sudoarea muncii și cu banii câștigați din greu. Așa a învățat să aprecieze adevăratele valori naționale și să le insufle asta și celorlalți. Toți banii mei ori mers în costume și băieții mei m-au ajutat, au lucrat în Germania și banii tot, hai mamă, mai, că eu tot mai mă rugam la ei, vai, am găsit un costum și nu crezi că sunt ieftine. Îți deschide lada de zestre, cine mai aveți costume? Păstrați-le cu cinste. Viața nu a fost blândă cu Tanti Măriuța. Artista care cântă cu atât patos despre locurile natale din Bucovina s-a confruntat cu greutăți uriașe și provocări dure din partea vieții. Să ai 4 bărbați, 3 băieți și un bărbat. Nu a fost ușor. Am ținut de hățuri cât am putut. Și aici, și aici, și la școală
să le educi și fă și servici. Am făcut și servici 37. Și tocmai când și-a găsit echilibrul și a organizat totul în viața ei, astfel încât să le poată duce, tanti Măriuța a primit o altă lovitură grea. O boală nemiloasă i-a lovit soțul și l-a lăsat paralizat. După 2 luni de pensie sunt bolnav, de 17 ani bolnav. Cum e să fie cu... Da, au făcut atac cerebral, dar uite așa, le împar pe toate. Le onorează pe toate cu bucurie și cu stoicism, iar când vorbește despre pasiunea vieții ei, muzica, chipul îi se luminează, iar vocea îi tremură de emoție. De viața mea, eu am compus exact din viața mea, are mama 3 feciori, este melodie, iute mai trece vremea, exact... de cursul vieții mele. La cei peste 70 de ani pe care îi are, tanti Măriuța mai are încă multe de demonstrat, iar cei care vor să se bucure de munca ei de până acum pot să îi admire colecțiile la muzeul din Vladimirescu, unde artista este întotdeauna bucuroasă de oaspeți. La fiecare început de an ne facem planuri, însă nu întotdeauna reușim să le și ducem la îndeplinire, iar dezamăgirea este foarte mare. În aceste condiții am vrut să aflăm de la psihologul Cristian Andrei câteva soluții. Iată-le! Un viitor apropiat, adecvat, armonios, pozitiv, este un amestec cu trecutul tău recent. Nu e ceva bazat pe a șterge tot și a face ceva de la capăt, de la zero. E o continuare. Este o continuare și ai face bine să te bazezi pe ce ai învățat din anul trecut. Să te bazezi pe ceea ce, pe oamenii pe care i-ai cunoscut, da? Pe lucrurile noi din anul trecut, ca să le faci pe cele noi de anul ăsta care urmează. Deci este extrem de important să avem lucruri incomplete în capul nostru și amestecuri și diversificări, nu neapărat ceva tranșant. Pentru că, practic, te... negi pe tine când negi anul care a fost. Când spui că anul care a fost n-a fost ca lumea, trebuie să fie complet diferit următorul, nu ești realist. Mai bine ai sta puțin și te-ai gândit ce ți-a ieșit în anul care a trecut. Și cum poți fructifica lucrurile care ți-au ieșit anul trecut și a le dezvolta pentru anul viitor, astfel încât să existe această senzație de fir continuu al vieții tale. Ne impunem un timp de a ajunge undeva, de a îndeplini o sarcină? E necesar să-ți impui? Mai există un termen pe care unii îl folosesc frecvent, și anume procrastinarea. Faptul că un om amână și din nou amână un lucru care îi se pare foarte important, din ce în ce mai important pe măsură ce a fost amânat, și acești oameni sunt cei care riscă cel mai mult la această trecere de la un an la altul. Pentru că ei au acumulat în anul trecut frustrările amânărilor și zic, mă jur că anul care vine chiar o să fac lucrul ăsta, o să mă las de fumat. Sau... Da, corect termenul ăsta la anul sau ar trebui să spunem în 3 luni, în 6 luni, în 9 luni? În știința managementului, inclusiv în managementul vieții, adică cum să-ți administrezi viața, există această tehnică de a formula corect obiectivele. Un obiectiv nu se formulează cum ar fi așa, trebuie neapărat să fac asta la anul, ci... Sau nu vreau să mai mănânc dulceri. Da. Într-un timp de 6 luni sau un an de zile, voi avea cel puțin 30% din casa pe care vreau să o fac, da? Și voi măsura asta în felul următor. După materiale, după credite și așa mai departe. Adică trebuie să ai mai multe instrumente cu care tu să poți evalua ceea ce vrei să faci. Este extrem de important să desfaci acest lucru în lucruri care pot să fie măsurabile. Cum ar fi, o să-mi revizuiesc agenda telefonică. Da? O să văd câți dintre prietenii mei mai sunt cu date de contact reale și probabil că o să mă reconectez la ei. Asta da, este măsurabil. Da? Nu pentru că aș vrea eu neapărat să ne transformăm în niște matematicieni când este vorba de iubirea noastră de la anul, dar dacă tot ești într-un moment în care tu îți propui ceva și ai vrea să și ajungi la așa ceva, trebuie să respecti această știință a managementului vieții. Da? Tot din știința managementului face parte și analiza SWOT, care este împrumutată din domeniul afacerilor și este aplicabilă și în domeniul administrării propriei vieți. Care sunt punctele tari, punctele slabe, oportunitățile, și amenințările. Adică este important să fii conștient de toate aspectele acestea, nu să fii
foarte optimist, nerealist de optimist, nici să fii descurajat la maxim și să nu știi pe ce te poți baza. Am avut o perioadă de răsfăț culinar, însă silueta subțire cu efort se ține. Iar asta o știu foarte bine modelele care au reguli stricte de alimentație. Colega mea, Dana Luțu, a aflat secretul care le ajută pe modele să se mențină în formă și ni-l spune și nouă. Bună, Dana, suntem curioși să aflăm care-i secretul. Bun găsit tuturor, cu toții ar trebui să avem o alimentație sănătoasă și echilibrată, dar de sărbători facem excepții. Fostul model Cristina Roman, întotdeauna de Crăciun și de Revelion, face excepții și mănâncă, se înfruptă dintre bucatele tradiționale, dar după are un regim strict. Bună, Cristina, spune-ne ce faci tu imediat după sărbători. De ce să fac? Uite, pregătesc o salată de crudități. Recunosc că pe mine m-a cuprins febra asta sărbătorilor și am mâncat foarte, foarte mult și variat, lucrul care mi-a dăunat un pic, dar a fost foarte delicios, deci asta pot să spun. Iar acum vreo două săptămâni jumate, am de gând să mănânc doar crudități. Asta înseamnă multe salate? Multe salate, verzituri, apă cu lămâie, am și o rețetă secretă. Așa, te rog frumos. Da, de apă cu puțină lămâie, pe care o beau dimineața, în care pun și un pic de scorțișoară. Iar, bineînțeles, lămâia ustor tradițional, că așa am fost învățată la mine acasă. Deci, da, și un pic de scorțișoară. De ce? Este un foarte bun antioxidant, deci nu mai mult. Te ajută să scapi de kilogramele, da, în plus. Asta sper. Și întotdeauna se bea pe stomacul gol? Da, pe stomacul gol, da. Ajută foarte mult digestia, îți dă energie, e un antioxidant, e anticancerigen, deci are o grămadă de proprietăți. Plus legumele adăugate, pentru corp este sănătate. Adică aș putea să fac lucrul ăsta și ala lung, dar lipsa proteinei, într-un fel, nu îmi dă atâta energie pe cât. Cam câte kilograme vrei să dai jos? În jur de 3, dar tind spre 7, nu știu. Hai să vedem exact ce ai pus acolo, castraveți. Dovlecel, ardei și condimente, bineînțeles, un pic de cimbru avem aici. Da? Așa. Un pic de... Mie îmi place să mănânc foarte condimentat. Busuioc. Așa. Și aici avem un pic de oregano. Practic lămâia, da, și un pic, finalul. Și un pic de lămâie, știi că... Așadar, cu toții, da, ar trebui să trecem la multe legume, multe fructe, da, sucuri și să uităm o perioadă de carne. Acestea, da, au fost informațiile înapoi la voi. Anul 2023 este plin de surprize și nu întotdeauna din cele mai bune. Toate zodiile se confruntă cu situații neprevăzute și cu evenimente care le vor marca existența. Cum arată previziunile zodiacului chinezesc pentru anul în curs? Aflați acum! La mulți ani, dragii mei! Vă doresc un an plin de sănătate și cu prosperitate. Vreau să vă spun că este un an al iepurelui sub elementul apă yin. Un an care este plin de dragoste, o să aflăm de relații noi, sunt foarte, foarte benefice logodnele și căsătoriile în acest an și parteneriate care se nasc cu mult succes pentru viitor. Însă, partea negativă a anului vorbește despre trădări, minciuni la nivel înalt, probleme între est și vest care vor impacta populația de rând atât la nivel economic cât și în plan social. Șobolanul este foarte bine reprezentat în acest an, numai că are o penalizare pe dragoste și atenție la sănătate în anumite luni, de exemplu martie și aprilie. Altfel, are parte de prosperitate. Bivolul este destul de impactat de acest an în planul călătorilor, nu prea se recomandă călătorii foarte îndepărtate și de asemenea trebuie să aibă grijă la trădări, la minciuni spuse foarte des în preajma lor, și ar trebui să nu se încreadă chiar în toată lumea. Atenție mare când conduc. Tigrul este de asemenea impactat negativ din punct de vedere al energiei anuale, dar are parte de dragoste multă și de susținere din partea familiei. Atenție și tigrilor în ceea ce privește condusul, deci în trafic, da? Nu vă aventurați și nu intrați în depășiri periculoase și nu conduceți noaptea dacă se poate. Pentru nativii iepure este un an plin de energie, însă, din păcate, au de a face cu o stea a bolilor, cu o energie care le poate da probleme în planul sănătății. Trebuie să se verifice din când în când, să-și verifice sănătatea la medic.
Apoi pentru dragoni, iată, ei sunt destul de influențați de energia Taisui în sens negativ. În planul comunicării, dragonii trebuie să aibă grijă cum comunică, ce comunică și cu cine comunică, le trebuie răbdare, uneori nu sunt înțeleși și pot să devină frustrați în lunile martie și aprilie în ceea ce privește planul profesional. Șarpele trebuie să se păzească și el la nivel profesional, deci în planul carierei pot să apară mici probleme de comunicare. Atenție, vă recomand mai multă răbdare, mai multă toleranță și chiar mai multă iertare, mai puțină judecată pripită. Nativul Cal este vedeta zodiacului, au parte de succes atât în plan profesional cât și în plan financiar mai ales. Și în ceea ce privește sănătatea sunt foarte multe îmbunătățiri, au un an super. Multă grijă în relațiile de cuplu noi. Nativul Oaie este foarte favorizat în acest an, este anul de aliat și pe de altă parte au parte de o energie a succesului și a victorilor. Deci iată că în planul profesional și planul carierei în general, vorbind în plan financiar, ei sunt foarte bine aspectați. O singură problemă au nativii Oaie, trebuie să aibă grijă la cineva vârstnic din familie, poate să aibă o problemă de sănătate. Pentru maimuțe se anunță un an plin de succes și în planul sănătății foarte bine, și în plan profesional foarte bine, dar și în planul relațiilor. Ei sunt foarte bine aspectați, deci iată un an reușit spre deosebire de anul trecut. Pentru nativii cocoș, să nu uităm, este un an de ciocnire, este an de iepure, deci dușmanul cocoșului, dar ei sunt foarte frumos aspectați de o energie benefică, a intuiției, a inspirației, au parte de mentori binevoitori, trebuie doar să-și asculte această intuiție și să acționeze prompt, să nu piardă vremea. Este un an destul de bun în plan profesional, plin de creativitate, însă trebuie să aibă grijă la sănătate în anumite luni. Pentru nativii câine se anunță un an bunicel pentru relații și familie, însă și ei trebuie să aibă grijă la sănătate, să nu uităm că este un an al prietenului secret pentru câini, deci acesta îl ajută. Însă au o energie a distrugerilor, asta înseamnă că sunt foarte provocați și pot să aibă parte de obstacole din partea altora atunci când se așteaptă mai puțin. Atenție mare la sfârșit de aprilie și început de mai. Pentru nativii mistreți, anul este unul de aliat. E un an nu foarte greu în plan profesional, dar cu provocări în planul sănătății și în cazul lor. Aliatul îi ajută, le dă putere, le dă energie, însă să nu uităm că pot să piardă bani în anumite luni. Pentru ei luna de șarpe, sfârșit de mai, este mai problematică și începutul lunii iunie și de asemenea atenție în luna lor spre sfârșitul lunii noiembrie. Vă doresc un an cât mai bun, plin de sănătate și prosperitate. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă! Bună ziua, dragii mei! Astăzi vremea se va răci în regiunile extracarpatice, dar în restul țării valorile termice rămân în continuare ridicate pentru această dată. Cerul va prezenta înorări în cea mai mare parte a țării și se vor semnala ploi slabe sau burniță în sudul Transilvaniei și în nordul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 11 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi mai mult înorat, iar maximele ajung până la 9 grade în Pitești, 9 grade și în Călăraș. În Transilvania va fi o zi cu vreme închisă, se vor înregistra 9 grade în Sibiu, 9 grade și în Cluj-Napoca. În Moldova se anunță vreme mohorâtă, dar fără precipitații. Termometrul va indica 10 grade în Focșani, 7 grade în Piatra Neamț. În vestul țării, cerul va fi mai mult înorat, iar meteorologia anunță ploi slabe pe arii restrânse. 9 grade vor fi în Timișoara, 10 grade în Baia Mare.
În Oltenia ne bucurăm de o zi destul de caldă pentru început de ianuarie. Cerul va fi mai mult înorat și se vor înregistra, iată, 14 grade în Turnul Severin, 10 grade în Râmnicu Vâlcea. În Dobrogea avem parte de vreme închisă. Astăzi vântul va sufla slab până la moderat și vor fi 9 grade în Mangalia, 8 grade în Tulcea. În capitală, vremea se va răci față de zilele precedente. Cerul va fi mai mult înorat și avem condiții de burniță și ploi slabe. Temperatura maximă ajunge până la 9 grade. La noapte cerul va fi înorat, vântul adie slab spre moderat, iar spre dimineață se va semnala ceață. Minima coboară până la 4 grade. Mâine, să știți că ne bucurăm de ceva intervale cu soare, iar în jurul prânzului termometrul va indica o maximă de până la 10 grade. La munte, să știți că vremea se mai răcește față de zilele trecute. Cerul va prezenta înorări, iar ziua vor fi ploi pe arii restrânse și doar pe creste sunt condiții pentru precipitații mixte. Iar noaptea, prin nordul Carpaților Orientali, treptat vor predomina ninsorile și local se va depune strat de zăpadă. Vor fi 3 grade în Sinaia, 5 grade în Păltiniș. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Andra m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Vaslui. Maxima ajunge până la 13 grade, iar cerul va fi variabil. Dacă vreți și vă o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre ca de obicei pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme!